Ați văzut-o? Am fost în acest moment în zona de COVID. Da. Am avut niște explicații pentru toată lumea de acolo ce înseamnă să stai internat, ce înseamnă să stai izolat, ce înseamnă să aibă un deces cum avea doamna. Le-am explicat că oricum nu pot ieși, situația la Suceava nu este chiar atât de bună. S-au reluat toate anchetele epidemiologice, un șir de nereguli plecând atât de la management, când s-a numit spital sau DSP, atât de la ancheta epidemiologică. În acest moment suntem la o reevaluare și la micșorarea acestui focar de la Suceava. Înțeles, dar totuși, adică oamenii ăștia nu știu exact ce să facă, nu știu ce se întâmplă cu nu știu cum să le spun, cu persoanele dragi care le-au decedat. Ați văzut, nu știu dacă dumneavoastră ați apucat să vedeți înregistrarea pe care am difuzat-o noi cu asistenta respectivă. Vă rog, aveți răbdare un minut și vă difuzăm din nou să auziți. Am văzut înregistrarea. Ați văzut-o, și vă rog. Am explicat, înțelegem pierderea unui om drag, chiar să nu fie COVID. Este o mare pierdere, dar trebuie să înțelegem că ne vom ocupa de toate, inclusiv autoritățile locale, dar nu putem permite unei persoane pozitive să iasă și să umble în acest moment în care Suceava este un focar, cred că cel mai mare din România. Nu știu dacă aveți vreun plan pentru ce se întâmplă la Suceava, de exemplu, există voci care cer închiderea totală a orașului. Nu, încă nu avem acest plan. Am închis total spitalul, am izolat tot ce însemna personal medical, am izolat tot ce însemna contact. Vom redeschide doar unitatea de primire urgență, fără spital, în care se poate prelua, diagnostica și dirija tot ce înseamnă caz non-COVID către celelalte specialități, că este Rădăuți, că este Fălticeni, și cazurile grave și severe către Iași. Am discutat astăzi, am fost și la Botoșani, să vedem și acolo situația, deocamdată stabilă, fără alte probleme, au două cazuri mai vechi de coronavirus. Cel mai recent este cel de ieri, care a fost dirijat către Iași. Personalul în acest moment este pregătit, dar rămâne zona Sucevei, care trebuie reevaluată atât epidemiologic cât și ca personal medical, care am început să detașăm de la Iași. Zona Sucevei, în schimb, dacă datele noastre sunt, cel puțin datele publice de ultimă oră, le-am centralizat aici la Antena 3 și avem situații de medici infectați în spitale din București și alte 14 județe din țară. Da, așteptăm teste aici. Avem 34, aseară erau 34 de medici infectați și 49 de asistenți și cadre auxiliare. În total, la nivelul județului Suceava, sunt 177 de cazuri pozitive și să mai aștepte și alte rezultate. Și aveți idee, de exemplu, în ora trecută intrasem în legătură directă cu președintele Federației Sanitas și îmi spunea că au probleme cu echipamentele de protecție în mai multe spitale, că s-au plâns sindicaliști, medici, asistente, și dacă sunteți la curent cu această situație și când credeți că se va rezolva? Da, noi avem la nivelul Ministerului raportare zilnică a managerilor spitalelor și a șefilor de DSP. Acest moment este și un moment în care am putut să evaluez la nivel local dacă într-adevăr corespundeau ce au spitalele cu aceste raportări. Am văzut disfuncționalități la nivel de raportare, am văzut disfuncționalități mai ales la nivelul spitalelor mici, am văzut disfuncționalități la nivelul cunoașterii, în ce mod se folosește echipamentul, în ce situații se folosește echipamentul, care sunt tipurile de echipament folosite în diferite patologii care nu sunt coronavirus. Am văzut chiar și aseară târziu la unul din spitalele din apropierea Iașului, momente în care acel triaj epidemiologic era făcut doar parțial sau era făcut în interior pentru că era frig afară. Sunt anumite disfuncționalități pe care trebuie să le rezolvăm. Dacă ne întoarcem la problema echipamentului, sunt stocuri minime de bază, dar nu suficiente. Dar aveți teste suficiente, domnule Tătaru, pentru că vedeam mai devreme că au fost chemate asistentele să fie testate și apoi trimise înapoi. Și acum, fără nicio conotație politică, dar domnul Gheorghe Fluturi, de exemplu, pentru dumnealui a fost test, tot acolo în Suceava. Domnul Gheorghe Fluturi a fost testat acum vreo 2 sau 3 zile, dacă țin bine minte, și testul lui a ieșit pozitiv, cred că aseară târziu. Și nu știu dacă testarea a fost făcută la Suceava și dau în altă parte, el fiind contact prezent atunci la București, din câte țin eu minte. Dar aveți idee și pe ce secție este internat domnul Flutur în Suceava? Este internat în secția de boli infecțioase. Luat la fel ca toată lumea seara cu izoleta, târziu pe la 11. Am văzut, domnule secretar de stat, că în București, de exemplu, la spitalul municipal, a fost suspendată doamna directoare în urma unui
să zicem, unei controverse, unui scandal incomparabil mai puțin gravă decât cea de la Suceava. Și vă întreb, luați în calcul, ați decis să îl demiteți pe managerul spitalului de la Suceava? Am decis și propunerea noastră către Consiliul Județean este de suspendarea contractului de un manager și numirea altui manager care să poată gestiona situația. La fel cum analizăm și posibilitatea acelui lucru la nivelul Direcției de Sănătate Publică. Domnule Ciuvică, vă aveți o singură întrebare, că am înțeles că e o situație, de exemplu, în București, cu un pacient care a fost adus de la spitalul din Suceava. Am înțeles că personalul sanitar a fost acolo, ori cei pozitivi în spital, la infecțioase, internați, ceilalți în izolare, dar bolnavii din spitalul din Suceava, ce s-a întâmplat cu ei? Bolnavii de alte boli, nu de în acest moment sunt 124 de bolnavi la nivelul spitalului județean Suceava, în clădirea nouă. Între aceste 124 se așteaptă testele, cei care vor fi sunt testați. Cei care vor fi pozitivi vor trece pe boli infecțioase, cei care vor fi negativi și nu mai au patologie acută vor fi grijați către domiciliul în izolare voluntară sub supraveghere, iar cei care sunt negativi, care au încă fenomene acute, sunt grijați către alte secții din alte spitale, tot în condiții de izolare până la cele 14 zile, pentru tratamentul bolii de bază. Și tot mai mult auzim, de, nu neapărat legat de Suceava, dar în general, de medici, asistenți, personal medical din diverse spitale care se plâng de faptul că nu sunt nici testați, deși sunt suspiciuni că au avut și ei contact cu bolnavi infectați cu coronavirus, și problema cu echipamentul. Chiar nu se poate rezolva, nu se pot rezolva aceste două probleme pentru cadrele medicale care după aia să aibă grijă de bolnavi în continuare? Acest lucru, eu am venit din zona de boli infecțioase și acum sunt chiar la prefectură cu medicii, să spunem, valizi de la Spitalul Județean cu care am aceste discuții, încât vreau să evaluez și echipamentul care l-au avut, ce au în dotare și dacă în, să spunem, în vistieria spitalului se mai află rezerve de echipament de protecție. Vă întreb foarte sincer, domnule secretar de stat, am auzit despre faptul că urmează să vină 200.000 de teste din Coreea de Sud, am mai auzit despre faptul că prin Unifarm vor veni niște echipamente, dar, sincer, cel puțin la nivel public, eu personal nu pot să spun că mi-am dat seama ce anume a venit, dacă mai aveți nevoie sau nu. Există o problemă cu venirea acestor echipamente, ce aveți nevoie și așa mai departe, sau s-a reușit să facă, măcar să contracteze achizițiile? Achizițiile sunt contractate. Ajungerea materialelor sanitare, a combinezoanelor, a echipamentelor de protecție în țară, se face progresiv, nefiind noi doar singura piață sau singura țările pe care este la nivel european. Vă cred, dincolo de achizițiile care se fac prin ONAC centralizate, care sunt date prin Ordonanța 20 din 2020, Ministerul Sănătății realizează achiziții prin firma Unifarm, care, să spunem, culege din tot ce avem furnizori, de la nivel european sau asiatic în ultima perioadă, care au început reproducția, cele 2 milioane de teste pe care le avem cu Coreea de Sud și partea că ei ne-ar da în fiecare săptămână sau ne-ar vinde în fiecare săptămână câte 200.000 de teste, prima săptămână vedem că se concretizează. Trebuie să apară, avem un transport DHL care este trimis acolo să aducă acest lot de teste. Desigur că salutăm cu toții această